Ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 3 aprilie 2023. Avem, să spunem, undeva la 10-12 grade, în aer poate un pic mai mult, și fiindcă e ultima zi călduroasă până undeva pe duminică, azi este luni, am zis hai să vin să dau un pic de hrană la albinuță, un siropel, ceva turtă făcută iar de casă, o turtiță de casă. De data aceasta am făcut o turtiță pe bază de polen. Albinele sunt strânse foarte bine. Iată, aici avem pe 3 rame. Foarte, foarte bine strânse, este și pe diafragmă. Îi avem, aici i-am pe ea mai micuți, adică într-o mare parte sunt micuți. Sunt într-o ipostază în care nu prea mă vedeți, adică fără echipament de protecție și fără mânuși, fără nimic, nu prea mă vedeți voi pe mine așa. Bun, hai să le aduc pe tiro. Punem sirop și acum o să vă zic un pic despre această turtă care vă arăt imediat. Siropul simplu e zahăr cu apă și promotor și aici am turta făcută, o iau cu mâna, iată așa arată, o turtă foarte, foarte faină pe bază de polen. Și asta îi pun două astfel de curtițe pe speteze. Această turtă conține, să zic așa, 1 kg de miere, 800 de grame de lapte praf, de gresat, și 200 de grame de polen, plus încă 100 de mililitri de mixură de uleiuri esențiale. O turtiță pe care punem acolo între 50-100 de grame. Asta e cu o concentrație de proteină undeva între 18%, 18-20 pe acolo. Bun. Iată, albinele sunt liniștite, spuminți, de aceea mi-am și permis să vin așa la ele. Lucrez mai lejer, dar nu este indicat. S-ar putea să aveți și albine mai agresive. Stați că am uitat, aici am doi. Am doi și era să-l uit pe pitic. Pe-ți pitici, pe-ți pitici. Era să-l uit pe pitic să nu-i dau turtiță. Mai are siropel? Îi dau un pic de turtiță. Cum am zis, nu dau foarte mult. Vor ieși și vor aduce polen, adică sperăm. În caz că vin peste 3-4 zile să le mai dau sirop, o să le mai dau cât un pic de turtă, dar foarte puțin. Nu dau foarte mult. Așa. Acum putem trece mai departe. Trecem la următorul. Ăștia săi micuți. Bun. Mai aici. O să vă întrebați de ce e albina cu minte, nu?
Păi, trebuie în primul rând să, de câte ori veniți la ele, să nu încercați să nu omorâți albina. Totuși, albina recunoaște omul. Și aici unul pe trei rame. Așa. Trei rame bune de albină. Un pic de fum ca să le îndepărtez, să nu le strivez. Acum că nu e invitație să lucrezi așa ușor, de ce nu? Ușure. Să lucrezi ușor cu ele, nu te grăbește nimeni. E amuzant că dacă ai 2-3 stup să te grăbești, nu. N-ai de ce să te grăbești. Frumos așa. Îi dau și o curtiță din asta. Siropul e pentru hrană și umiditate și turtița e pentru proteină, cu toate că bănuiesc eu că mai au ele un pic de proteină prin stup. Au avut câteva zile bune de zbor și atunci am putut să le dăm. Au putut și ele să-și aducă și polen. Bun. Bun. Așa. Lucrăm ușor. Când ridici rame, nu mai vin eu așa la ele. Dacă ar trebui să lucrez așa, fără nimic la ele și să ridic rame, ar trebui să mă mișc în reluare, că nu trebuie să le deranjez. Așa. Aici e o găleată în care arunc eșeurile. Trecem mai departe. Ăștia sunt piticii. Și pe ei trebuie să îngrijim dacă îi avem. Hai, piticule. Odată ce au trecut iarna, nu mai avem ce să... Gata, am făcut un pic de liniște și ele, adică zgomot, și ele mi-au și răspuns. Uite, și aici avem un alt pitic. Bă, piticule, ce faci acolo? S-a umflat piticul și nu mai încape pe trei rame, dar problema este că o să mai țin așa, strâns, pe trei rame, o să-l mai ținem pe pitic, că durează, mai durează frigul, și atunci îl ținem pe pitic bine strâns. Dacă piticul vrea să treacă dincolo, are ramă. Iată, aici mai are un pic de sirop pe el. Îl mut, doar îl mut și acolo îi aduc altul. Un pic de sirop. E călduț. Mm-hmm.
Și o să și-l ia de acolo. Un fir un pic de proteină și pasta basta. Dăm și lui un pic de proteină și poate să-și vadă de drum mai departe. Cam atât, îi ajunge. Bun. Îi ajunge că avem o concentrație foarte mare. Bun. Așa îngrijim pe pitici. Acum pe ăia mari o să îngrijim altfel, o să filmez și la ăia mai măricei. Acolo e altă situație, dar am zis să vă arăt și pe pitici. Bun. Cam atâta la pitici, așa îngrijesc. Să văd dacă mai fac un film și despre hăi mari.